Lucrările la noul centru pietonal din Hunedoara vor fi inaugurate în data de 9 mai, de Ziua Europei. Montarea pavajelor a ajuns la final, iar primele probe de funcționare a celor trei fântâni arteziene au fost realizate la finele lunii trecute. Amenajarea centrului pietonal din Hunedoara a început în august 2018 și reprezintă o investiție de peste 2 milioane de euro. Proiectul prevede transformarea bulevardului Corvin pe tronsonul dintre Casa de Cultură și Parcul Copiilor într-o zonă pietonală, în care va fi permis doar accesul mașinilor care aprovizionează magazinele și localurile din zonă. Noua arteră pietonală este dotată cu mobilier urban nou, cu peste 80 de arbori ornamentali și cu iluminat ambiental și va avea trei fântâni arteziene, dintre care una muzicală. Momentul inaugural va începe la ora 19 în fața teatrului din localitate. În cadrul evenimentului va avea loc un spectacol folcloric susținut de ansamblul Hațegana și fanfara Casei de Cultură Hunedoara, alături de artiști locali precum Mariana Suciu, Viorica Brândușan-Lupo, Lavinia Zelnian, Alin Ienciu și mulți alții.